Bună ziua, dragii noștri, bine v-am regăsit astăzi la Escu TV. Avem un invitat special, ca de obicei, toți invitații noștri sunt speciali. Invitatul de astăzi are ceva aparte, deoarece a fost în Canada, sperăm că a plecat cu amintiri plăcute de aici. Intrăm direct în subiect. Bine ai venit, Călin Goia, solistul trupei Voltaj. Bine ai venit, Călin, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, acolo este deja târziu și mulțumesc încă o dată pentru timpul tău, pentru efortul de a te rupe puțin de familie la ora aceasta, la care de obicei spunem povești copiilor sau... Da, da, bine care v-am găsit, mă bucur să fiu alături de voi. Cum spuneai mai devreme, am fost în Canada și am plecat cu amintiri foarte frumoase de acolo, așa că îmi face plăcere să revin prin intermediul tău în fața publicului românesc din Canada. Călin, vom reveni puțin mai târziu asupra concertelor din Canada, pe scurt, evident. Aș dori să intrăm direct în subiect. Cum trăiești tu ca artist perioada aceasta a pandemiei? Cum trăiți voi ca trupă Voltaj perioada aceasta a pandemiei? Scuze. Și din punct de vedere financiar și mai cu seamă, poate, din punct de vedere emoțional. Distanța, absența publicului, distanțarea socială. Da, e o perioadă foarte grea pe care o traversăm cu toții și e o chestie mondială. Noi ca artiști poate suntem mai afectați decât alte domenii, cu siguranță suntem printre domeniile cele mai afectate. Ultimul concert live pe care l-am susținut cu public în fața scenei a fost acum mai bine deja de un an. În februarie, dacă nu mă înșel, în Italia. Am mai avut 3 spectacole online, la ieșirea din starea de urgență în 15 mai, de 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, și anul acesta, în 8 martie, am mai avut un alt concert online. Ne e dor de public, ne e dor de energia pe care o primim de la public atunci când e în fața noastră și cântă și aplaudă și strigă și sare. Energia aia nu putem regăsi în spectacolele online. Din punct de vedere emoțional, așadar, suntem la pământ după această pandemie. Nici financiar nu e foarte rău situația, dar noi încercăm ca de fiecare dată, pentru că noi așa suntem construiți, să vedem partea bună a lucrurilor. Am avut mai mult timp să lucrăm la piese, a apărut o piesă numită Doar pentru ea, scrisă în pandemie și care are mare succes acum în România pe toate posturile de radio, este difuzată și, în fine, avem reacții foarte bune de la ea. Am mai făcut și alte piese pe lângă aceste care urmează să fie lansate și pot să spun că așteptăm vremuri mai bune din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional. Și cel mai important este că ne e dor de normalitate și o vrem înapoi, din toate punctele de vedere, nu numai pe scenă, ci și în spatele scenei și în viața noastră particulară. Aveți un cântec foarte, foarte frumos care mie mi-aduce aminte de vremurile bune și îmi dă și curaj atunci când traversez perioade mai dificile. E și mâine o zi. Iată că Voltaj ne dă, da, speranța. Da, spune așa, am să trec și peste asta, ce va fi, va fi. Am să strig, iar asta e viața, e și mâine o zi. E foarte cumva actual acest refren care era compus în urmă cu aproape 10 ani. Și foarte motivant în același timp, cel puțin pentru vreți, mine, cred. Stai că m-am încurcat în anii ăștia, aproape 20 de ani au trecut de la... Aproape 20 de ani, da. Am compus acest refren. Călin, apropo de pandemie, încerc să te pun, să ne punem într-un scenariu ipotetic, care sper să nu se întâmple niciodată. Dacă această pandemie se va prelungi cu condițiile, cu restricțiile pe care le cunoaștem pentru încă, eu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani, ce vei face? Ce veți face? Concerte online? Va apuca de altă meserie? Ce veți face? Din fericire, avem și alte lucruri de făcut pe lângă muzică, lucruri care ne-au plăcut și lucruri în care am investit, dar eu cred că ăsta e un scenariu SF, sper eu, pentru că totuși a început vaccinarea, probabil că anul viitor pe vremea asta nu va mai fi aceeași problemă pe care o întâmpinăm acum. Și va fi ținută sub control pandemia și efectele acestui virus, de fapt, pentru că acum ne confruntăm cu o criză sanitară, în momentul în care
el poate fi controlat, practic va deveni ca o boală oarecare, zic eu. Eu nu mă gândesc că peste 3 ani vom, în continuare nu vom putea avea concerte. Dar dacă totuși va fi așa, va trebui să găsim o soluție să facem în continuare ce ne place. N-am vrea să facem altceva. Noi putem să susținem concerte online, putem să scoatem piese, să vindem albume online, nu? Dacă lumea ne iubește muzica, probabil că va înțelege că trebuie să ne susține și ne va cumpăra albumele. Călin, sunt multe, multe lucruri care ne-au afectat în mod negativ în această pandemie, dar haideți să încercăm să privim și partea pozitivă, în tot rău e și un bine. Poate au fost și lucruri pozitive pentru tine, pentru Voltaj în această perioadă. Oricât de optimiști am fi, au fost foarte puține lucrurile pozitive. E o situație grea prin care a trecut-o și trece o întreagă omenire, așa că de fapt e ușor să enumăr că au fost doar două lucruri care pot să spun că au avut o încărcătură pozitivă în toată această perioadă. Unul este că am petrecut mai mult timp cu familia, deși și înainte de pandemie reușeam să echilibrez, zic eu, destul de bine viața profesională cu cea familială. Iar al doilea este că, uite, în concertele astea online te poate vedea o lume întreagă. Chiar am avut de 1 decembrie surpriza plăcută să constatăm că ne-au urmărit oameni din Canada, din Statele Unite, din Australia, adică din toate colțurile lumii, și ăsta e un punct pozitiv. Iar cred eu că lucruri pe care le-am descoperit în această perioadă a pandemiei, datorită sau din cauza faptului că am fost forțat să facem lucrurile online, o parte din ele cred că se vor păstra și după terminarea acestei pandemii, pentru că sunt lucruri bune. Cum ar fi aceste concerte online? Noi chiar ne-am gândit să continuăm cu ele pentru a putea să ne adresăm unui public aflat departe de noi, cum e cel din Canada. Și bineînțeles, în niște ocazii speciale, nu așa de zi cu zi. Deci chiar să fie niște evenimente speciale dedicate celor care nu pot să fie de fapt aproape fizic de formația Voltaj. Călin, cu permisiunea ta, te-aș ruga să discutăm puțin, să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc, pe fanii voștri, să înțeleagă puțin mai, să cunoască de fapt mai, puțin mai multe despre omul Călin Goia, despre tatăl, părintele Călin Goia, dincolo de vedeta, super vedeta, mi-aș putea permite chiar să spun, Călin Goia de la Voltaj. Ești tata trei copii, Petruț, Tudor și Maruca, sau Maruca, mă scuz dacă... Maruca. 14, 13 și 5 ani aproape. Cum ai reușit să-ți împarți timpul între familie, trei copii totuși de vârste apropiate, 14-13, unul de 5, dar cu 5 ani în urmă erau toți trei copii foarte mici, cred că nu era ușor să te împarți între... N-a fost, nu e ușor, și părinții o știu foarte bine, nici cu un copil nu e ușor, cu doi e mai greu, cu trei deja nu mai prea contează, cred că în sus, de la numărul 2. Situația cumva e aceeași, e o nebunie, dar o nebunie frumoasă. Ei, copiii mei, sunt cele mai mari realizări ale mele, dincolo de succesul meu profesional. Ei rămân totuși cea mai mare realizare a mea și mă consider un om bogat pentru că i-am. Și cumva mi-am dorit să nu ratez niciun moment important din viața lor, și atunci mi-am reprioritizat anumite lucruri din viața mea după ce au apărut ei. Mă bucur că n-am ratat nicio serbare de la grădiniță, de la școală, niciun eveniment sportiv sau de altă natură din viața lor, și de fiecare dată când am avut o perioadă mai plină din punct de vedere profesional, ulterior am echilibrat stând mai mult cu familia mea. Cred că e foarte important, și asta îi sfătuiesc pe toți părinții,
cel mai important e timpul pe care ni-l petrecem cu ei. Și timp înseamnă nu stând cu telefonul, răspunzând la mesaje timp și de calitate. Monosilabic la ce te întreabă ei, ci efectiv acordându-le atenția ta. Și eu mă bucur că am reușit să-mi impun treaba asta, pentru că uneori normal că cădeam și eu pe cealaltă parte, hai că am ceva de făcut, lasă că mai târziu, lasă că nu mergem în vacanță așa de mult, că am treabă. Acum, privind în urmă, mă bucur că mi-am impus acest lucru și le-am acordat timp, pentru că cresc foarte repede și dacă ratezi momente din viața lor, cu siguranță vei regreta ulterior. Sunt momente irecuperabile, timpul este irreversibil, exact. O știm cu toții. Călin, cum te vezi tu ca tată, ca părinte, față de generația părinților noștri, a buniților noștri? Eu, spre exemplu, câteodată mă compar cu tatăl meu, văd elemente comune, dar sunt și multe lucruri diferite, adică văd lucrurile altfel, puțin tu. E foarte diferită lumea în care trăiesc eu ca părinte față de lumea în care trăia tatăl meu când era și părinte. Și lumea în care trăiesc copiii noștri față de lumea în care trăiam noi ca și copii. Da, au apărut mult mai multe informații, au avut mult mai multe studii. Cumva ei, cel puțin părinții mei, părerea mea că au avut o treabă foarte bună, atât cât au putut ei și cât au știut să facă lucrurile. Mi se pare că nu găsesc nimic să le reproșez. Chiar dacă metodele actuale sunt un pic diferite și poate copiii au mai multă libertate sau oricum au o deschidere mult mai mare decât noi la informații, odată cu apariția internetului și a deschiderii granițelor României, cine a făcut o treabă mai bună se va vedea probabil peste încă 20 de ani, când vom vedea și copiii noștri dacă ajung mai bine decât am ajuns noi. Dar cred că ei, părinții mei, mi-au dat o lecție pe care am continuat-o ca părinte, aceea de a fi foarte aproape de copiii tăi și în momentul în care ești lângă ei, faptul că faci greșeli și alea sunt inevitabile, indiferent din ce generație de părinți ai face parte, greșelile alea nu o să-i afecteze pe copii atât de mult. Important este să rămâi lângă ei. Și pe mine, spun sincer, că mă sperie când aud la radio pentru sănătatea copiilor dumneavoastră, petreceți mai mult timp cu ei. Faptul că la radio se dau spoturi de genul ăsta mă face să mă gândesc că foarte mulți părinți uită de acest lucru, care e de fapt cel mai important, și atunci trebuie să le fie reamintit, uite, pe căi media, că trebuie să-și petreacă mai mult timp cu părinții, cu copiilor. Și ăsta e un semn de întrebare în ceea ce privește generația noastră de părinți. Cred că suntem mai ocupați și mai prinși cu vâltoarea asta a business-urilor, a vieții de zi cu zi, încât uităm lucrurile importante. Iar noi, chiar înainte de pandemie, am lansat o piesă numită Om, în care aduceam aminte despre aceste valori de bază, empatie, dragoste față de copii și față de cei care sunt lângă tine. De aproapele. O piesă de aproapele tău. O piesă pe care am scris-o înainte de pandemie și chiar era în plină lansare atunci când s-a pornit pandemia, iar lumea a crezut că e scrisă cumva mobilizator pentru perioada pe care o traversam, dar de fapt ea era născută din ceea ce vedeam noi în jurul nostru, foarte multă încrâncenare, foarte multă viteză și uitarea lucrurilor importante din viață. Din viață. Așa cum ai spus, dacă revenim la comparația generațiilor, intergenerațională a părinților, locul comun este dragostea necondiționată, exact, față de copiii noștri. Dacă un prieten vechi, un prieten bun, o persoană dragă te trădează, îți înșeală, eu știu, așteptările, ce faci? Cum reacționezi?
Mie mi se pare că minciuna și trădarea sunt unele dintre cele mai urâte lucruri și spun multe despre caracterul unui om. Cred că aș fi, n-am pățit, îți spun sincer, cel puțin cu prietenii apropiați, care, cum ai spus tu, unii sunt chiar din, nu din facultate, chiar din liceu. Nu am pățit să am astfel de dezamăgiri, ceea ce înseamnă că mi-am ales cu grijă și ca un caracter frumos. Cred că dacă totuși aș păți, mi-aș pune mari semne de întrebare asupra celei relații de prietenie și probabil că ar fi o ruptură nesurmontabilă. Aș vrea să-ți arăt acest tricou pe care eu îl păstrez cu sfințenie, probabil că ți-aduci aminte de el. Da, sigur. Este turneul din Canada. Voltaj din Canada, Montreal, Toronto, Hamilton, Calgary. N-am mai apucat să modificăm tricoul, să facem din 4 concerte 3, așa a vrut atunci vremea din Canada, ne aducem aminte cu toții, dar am făcut două concerte, cele două concerte, Toronto și Hamilton, unul singur. Am trecut și peste asta, vorba lui Voltaj. Cum s-a părut, cu ce amintire ai plecat din Canada, eu știu, publicul, cum s-a părut organizarea, ce te-a frapat aici în Canada, eu știu, clima, mâncarea, vremea, oamenii, orice amintire care îți revine. E un turneu foarte special. Ne-au rămas multe lucruri, ceea ce, spun cu sinceritate, nu se întâmplă la miile de concerte pe care le-am adunat, că sunt, chiar am stat colegii, că sunt, avem peste 2000 de concerte. Îți dai seama că nu poți să le ții minte pe toate. Dar uite că turneul din Canada ne-a rămas în minte din mai multe motive. În primul rând că am fost întâmpinați acolo de niște oameni extrem de calzi. Vreau să spun că cu majoritatea dintre ei am rămas în legătură. Vorbesc de cei care s-au ocupat de să ne simțim noi bine acolo. Știi foarte bine că noi ținem mult la asta și că orice discuție legată de un concert Voltaj începe cu partea tehnică, pentru că exact. Ne dorim ca cei care vin la concertul nostru să aibă parte de experiență frumoasă. Și atunci primul lucru pe care trebuie să ne asigurăm că va funcționa în regulă este partea tehnică. Să fie scena cum vrem, lumini, sunet, astfel încât să putem să le arătăm oamenilor ce le-am pregătit din punct de vedere artistic. Cât privește vremea pe care am avut-o acolo și faptul că din cauza ei, din 4 concerte au rămas 3, 2 dintre ele fiind comasată într-unul singur, am putea zice că a fost un aspect negativ, dar uite că după aproape 3 ani, că atât au trecut, cum ai spus și tu, pare un lucru palpitant care ni s-a întâmplat și poate dacă n-ar fi fost, era mai ușor de uitat acel turneu, dar așa nu o să putem uita cum am așteptat în aeroport să prindem un zbor care nu mai venea, au fost anulate 3-1 după altul. Băi, da? Hai că îl prindem pe ăla de 10, hai că îl prindem pe ăla de la prânz, hai că îl prindem până ne-am dat seama că nu mai avem ce să prindem, că n-am mai fi ajuns nici să montăm, nici să cântăm și am zis am prins trenul până la urmă. Exact, ne-am urcat în tren și am mers mai departe. Deci sunt lucruri sau noi care am plecat spre Niagara, să vedem cascada Niagara pe o ploaie din asta cu gheață și țin minte că șoferul zicea că băi, nici nu știu dacă ce să facem, să ne aventurăm, să mergem până acolo. Am zis, hai mă să mergem, că odată venim în Canada și vrem să vedem cascada. Sunt amintiri care, chiar dacă sunt cumva cauzate de un lucru neplăcut, îți rămân și ulterior le consider frumoase și palpitante. Sunteți una dintre puținele trupe din România care au suferit atât de puține modificări de-a lungul a 20 de ani, totuși este remarcabil. Și vă felicit pentru asta și vă mulțumesc că sunteți împreună. Asta ne va da speranța că ne vom putea bucura de Voltajul pe care îl știm acum și peste ani de zile. Cu siguranță vă veți putea bucura dacă veți vrea să ne ascultați, pentru că, ce vorbeam și puțin mai devreme, noi întotdeauna am fost o echipă în tot ce am făcut și ne-am apreciat punctele bune și forte ale fiecăruia dintre noi.
și ni le-am acceptat și pe cele mai slabe și am reușit cumva să ne compensăm unii pe ceilalți, astfel încât rezultatul final a fost acesta pe care îl cunoașteți, 11 albume lansate și peste 22 de ani de stat împreună pe scenă. Ceea ce privește 2021, pot să spun că noi suntem mai stabili și mai liniștiți ca oricând, ne înțelegem foarte bine, ne distrăm când suntem împreună dincolo de scenă, adică chiar nu văd vreun motiv pentru care cineva ar părăsi trupa sau ar vrea să facă altceva. Iar un alt ingredient al acestor 22 de ani a fost faptul că noi ne-am dorit să cântăm și să facem muzică, mai puțin să fim vedete, mai puțin să câștigăm foarte mulți bani ca să avem de la ce ne certa. Înțelegi? Ne-a plăcut să cântăm, ne-am trecut peste micile am trecut peste micile stingăcii ale fiecăruia și am avut doar niște discuții contradictorii din punct de vedere artistic, poate uneori, dar și alea au fost depășite până la urmă și încă o dată zic, nu văd ce ar putea să strice această echipă în următorii ani. Călin, în afară de a fi solistul vocal al trupei, ești și șoferul uneori trupei, dacă putem spune așa, și am înțeles că ești chiar foarte priceput la driving. Da, îmi place. Acum mai nou, încet, încet, dar sigur, a început să îmi ia locul la volan colegul meu de la Clape, Adi Cristescu, care a și făcut niște cursuri de pilotaj și pe motivul că este rău în spate, m-a tot rugat, băi, lasă-mă pe mine să conduc, până a devenit un fel de om principal la volan, dar mai conduc și eu. Îmi place să conduc și noi doi suntem cei care conducem la propriu, nu la figurat, trupa Voltaj pe străzile României și nu numai. Călin, îmi pare rău că nu avem mai mult timp să discutăm, așa cum am spus. Mi-a făcut o mare, mare plăcere. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ne-ai acordat acest interviu și sper să ne revedem cât mai curând în Canada. Și eu sper, cel mai mult, dar sper că și în România. Salutări tuturor românilor de acolo din Canada care îți urmăresc emisiunea. Celor care au fost la concerte, le mulțumesc că au făcut-o și cei care nu au fost, sper să poată să ne vadă data viitoare când vom fi acolo. La revedere! Numai bine!